Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați și președintele executiv al Partidului Social Democrat Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule președinte. Bună seara, v-am regăsit. Ați demarat procedurile pentru un nou drum de legătură între ceea ce va fi centura mare a Galațiului și drumul expres Galați-Brăila. Dați-ne, vă rugăm, detalii. Da, drumul expres, cel la care se lucrează în momentul de față și este adjudecat încă de anul trecut de constructor, se lucrează intens, doar că făcea legătura între pod și ajungea până în zona, așa cum o știu toți gălățenii, zona borcanului de la combinat. Centura ocolitoare a Galațiului pleca de la Giurgiulești și ieșea la Braniște. Și atunci nu făceam foarte greu legătura între centura ocolitoare a Galațiului și podul peste Dunăre și drumul expres. Și atunci am luat decizia să facem un parteneriat între Consiliul Județean și Ministerul Transporturilor, astfel încât să prelungim drumul expres actual, cel care are o lungime de 11 km, cu încă 10 km, care va fi exact pe lângă, de la Borcan, pe lângă Combinat sau prin curtea combinatului în anumite zone, cu acceptul celor de acolo, să ne intersectăm cu centura Galațiului, astfel încât să nu trebuiască cel care vine de la Giurgiulești să ajungă până la Braniștea și apoi să se întoarcă, să vină la, până la intrarea în Galați, la Borcan, și apoi să facă drum dreapta spre pod, ci vine direct de la Vama Giurgiulești, pe centură, undeva după Smârdan, face stânga și ajunge prin spatele combinatului, ajunge la Borcan și apoi direct la pod. Deci asta este scopul acestei prelungiri, un proiect de, v-am spus, 10 km, mai exact 9 km și vreo 60-70, aproape 10 km. În momentul de față este adjudecată licitația pentru că am făcut licitație pentru a desemna un câștigător pentru proiectul tehnic expertizei studii geo. Pentru că nu e atât de simplu să faci o astfel de construcție, mai ales pe terenurile respective unde sunt instalații de înaltă tensiune, sunt conducte de gaz, sunt conducte de alimentare. Vă dați seama că și combinatul are o grămadă de instalații pe acolo și trebuie să forezi, trebuie să vezi ce se întâmplă, da. Ce instalații sunt ca atunci când vine dorel și sapă să nu rupă din nou instalația electrică sau instalația de gaz și să zice, iar s-a întâmplat la noi, numai la noi se întâmplă așa ceva. Și am dat ordinul de începere. În momentul de față proiectanții deja au început să se pregătească să lucreze pentru expertize și toate studiile pentru a realiza acest proiect. Pentru că au și termenul foarte scurt, astfel încât la sfârșitul anului, cel târziu la începutul anului următor, februarie, ar trebui să fie gata proiectul tehnic pentru a obține finanțare pe programul personal de transporturi cu fonduri europene, așa cum am învățat pe gălățeni, toate sunt pe fonduri europene. Poate că nu ar trebui să mă surprindă, dar vorbind despre faptul că încă nu este terminată centura mare a orașului și drumul expres Galați-Brăila de asemenea este încă în proiect, și cu toate astea este prevăzut faptul că va fi necesar un drum de legătură între cele două. De obicei ne luau prin surprindere lucrurile astea. Știu că e normal, ar trebui să nu remarcăm o normalitate, dar iată că cineva se gândește din, nu, dar, știți, din timp. Tot timpul trebuie să gândești pragmatic, să gândești practic și mai este un aspect care trebuie luat în calcul. Sunt două lucruri care conduc la necesitatea acestui drum. Unu. Pentru ca centura mare a Galațiului să fie eligibilă pe fonduri europene, ea trebuie să aibă obligatoriu, dar obligatoriu trebuie să aibă niște indicatori de trafic. Ce înseamnă indicator de trafic? Adică înseamnă că centura respectivă trebuie să aibă foarte multe mașini care circulă pe acolo, pentru că cei de la Comisia Europeană spun așa, domnule, îți dau bani pentru o investiție, îți dau 300 de milioane de euro sau 200 și cât 250 de milioane cât e centura mare a Galațiului. Dar mie trebuie să îmi justifici de ce este necesară această investiție. Că așa am face toate ulițele de la țară, le-am face drumuri expres și ar circula două mașini sau două căruțe pe acolo.
Și vine bunul european și spune, dom'le, vreau să-mi spui exact câte mașini, dacă se justifică, atunci noi vom acorda sau vom aloca bani pentru a fi construită această centură. Și atunci, da, într-adevăr, prin construirea sau prin prelungirea drumului expres, crește traficul de mașini pe centura Galațiului. Și atunci realizăm și acest indicator de trafic pentru a nu trebui să punem bani din bugetul statului român, ci din fonduri europene, pe de o parte. Pe de altă parte, nu mai trebuie să ajungi până la Braniștea și apoi să te întorci până la Galați ca să ajungi la pod, ceea ce ar însemna să mai faci încă cel puțin vreo 20 de kilometri, vreo 15-20 de kilometri în plus, ci poți să faci mult mai puțin, adică reduci un traseu cu 20 sau chiar 25 de kilometri. Adică toate au logică. Ideal era, știți cum e, ideal era dacă era un gânditor mai înainte, dar atunci când unii au semnat contractul pentru centura mare pe la Braniștea, erau foarte bucuroși premierul de atunci, Orban, bine că numai prostia a făcut. Era foarte bucuros cu ministrul transporturilor de atunci. Doamne, ce mărgică am făcut noi la Galați. Doar că dacă s-ar fi gândit să facă și acest drum de expres, să facă legătura cu podul, centura ar fi avut finanțare încă din 2020, când era Orban în campanie electorală. Dar asta este și lucrurile astea trebuie să reparate, a trebuit să găsim soluții, să reparăm din mers lucrul ăsta. Și zic eu că e în linie dreaptă, el va avea finanțare, așa cum v-am spus, pe fonduri europene. Va fi foarte dificil de realizat proiectul, pentru că acolo este terenul foarte accidentat, va trebui foarte multă umplutură, trebuie să fie drept, trebuie să ai tot felul de soluții tehnice pentru a găsi, să spun așa, soluția tehnică pentru terenul respectiv, pentru că sunt accidentate. Da, în fine, le facem. Despre Transregio, pe care îl construiți în parteneriat cu Consiliile Județene din Brăila, din Ialomița și din Călăraș. Da, un proiect foarte așteptat de către gălățeni, de către brăileni, de către cei din Călăraș și Ialomița, pentru că deschide această regiune, în primul rând, ai posibilitatea să ajungi mult mai repede în zona, legătura cu autostrada. Doi, ai legătura, ai posibilitatea să ajungi foarte repede apoi spre, să faci legătura cu Buzău, cu autostrada A7. Drumul expres Transregio va fi conexat la podul peste Dunăre. Nu numai la podul peste Dunăre, va fi legătură, va fi conexat și la drumul expres de la podul peste Dunăre până la Focșani. Adică el pleacă de aici, de la Galați, ajunge la Brăila, Călăraș, Ialomița. Dar drumul ăsta are legătură cu drumul care duce spre Buzău, are legătură cu drumul care duce la Focșani. Și este un drum expres la care se lucrează în momentul de față la studiile GEO și la proiectul tehnic, și asta va avea și asta finanțare pe fonduri europene. Pentru că aici, pe la Focșani, va trece autostrada A7, autostrada Moldovei, plecată de la Ploiești, Buzău, Vrancea și ajunge până la Pașcani. Și face legătura și cu podul peste Dunăre, cu Dobrogea, cu Tulcea, cu Constanța. Deci uitați-vă cât de important este acest drum regio, drum expres, pentru dezvoltarea zonei. Adică și mă bucură faptul că am reușit împreună cu colegii mei, președinții Consiliului Județean de la Brăila, de la Ialomița și de la Călăraș, să facem acest parteneriat. Ne-am așezat la masă, fără orgolii, fără nimic. Acest drum
Va fi la 4 benzi, pentru că acum vedem când te duci la București faci 5 ore, eu stau când plec la București, plec dimineața la ora 4:30 și 9 ore într-o zi le pierd stând în mașină. Deci eu pierd 9 ore în mașină. Deci plec dimineața la ora, ca să fiu la ora 9 în București, plec dimineața la ora 5 de acasă și ajung la ora 9:15 în 9:15 ajung în București. Seara, dacă plec la ora 5 sau la ora 6 din București, ajung la 10, la 11, la 22, 23 acasă. E, gândiți-vă că cine, ce investitor sau ce agent economic se gândește să facă o investiție în regiune, în zonă, da, când face 10 ore, faci 10 ore cu un autoturism, adică 9 ore și ceva faci cu un autoturism. Dar dacă vii cu o mașină de transport marfă, un tir sau o altă camionetă, faci 13 ore, 12 ore. Și atunci, făcând 12 ore, cine se gândește să țină o mașină 12 ore în mers în condițiile scumpirii de carburant și tot așa mai departe și cât timp să pierde? Asta este și un motiv pentru care împreună cu Brăila am făcut acest parteneriat pentru a dezvolta această regiune, pentru că ăsta este și scopul, fiind împreună suntem mai puternici. Avem doi europarlamentari, Dan Nica și Mihai Tudose, avem președinții de Consiliu Județean Fotea și Chiriac, avem cei doi primari de mari municipii, Pucheanu și Dragomir. Și în felul ăsta avem posibilitatea să ne așezăm la masă și să discutăm și discutăm de proiecte comune, de proiecte pentru dezvoltarea regiunii. Pentru că vă spun eu că, și eu vă spun din propria experiență, când mergem împreună la ministere, alta este discuția, altul este modul de primire al ministrului și alta este când te duci doar de unul singur și vreau și eu să fac o mărgică aici doar în județ la mine. Nu, deci discuțiile trebuie să făcute și gândirea trebuie să fie făcută de dezvoltare regională, nu doar de dezvoltare locală. Da, aceasta este o gândire matură, într-adevăr, da, la care mă bucur că au ajuns și Galați și Brăila. Asta este un lucru pe care, sincer să fiu, mi l-am dorit de foarte mult. Mă bucur că s-a realizat și că toată lumea a înțeles că doar așa putem. Pentru că, într-adevăr, încă o dată, nu am absolut nimic cu cei din Ardeal, că îmi sunt dragi, pentru că sunt frații noștri, pentru că trăim, respirăm și vorbim aceeași limbă. Dar nu este normal să faci un metrou de 1 miliard de euro în Ardeal, ca să nu dau numele județului. Nu, nu știm că e Cluj. Da, și să vii la în zona Moldovei să te scarpin după ce a făștii, luați și voi de aici săracilor vreun 1 milion de euro, poate plombați niște străzi. Păi normal că diferența de dezvoltare este una imensă, pentru că ăla când vorbește de investiții de 2-3 miliarde de euro înseamnă creștere economică a zonei, înseamnă un confort, înseamnă o dezvoltare a regiunii și alta când vorbești de 2, 3, 4, 5, 10 milioane de euro când îți cărpești câte o stradă sau câte un spital. Adică de aceea a fost nevoie și este nevoie de această colaborare, iar faptul că și colegii mei de la Ialomița și Călăraș au înțeles că trebuie să fim împreună și suntem mult mai puternici, am făcut acest ADI de dezvoltare intercomunitară, unde spre bucuria mea colegii au hotărât să fiu președintele și președintele acestui ADI, doar că fac paranteza, astea sunt funcții pentru care trebuie să muncești, că nu sunt remunerate. Deci funcția de președinte ADI nu este remunerată, funcția de președinte ADI Ecoserv, uneam proiectul de deșeuri, nu este remunerată, președintele ADI Apă Canal pe Județ nu este remunerată. Asta faceți voluntariat. Deci acolo eu fac voluntariat pentru toate proiectele astea și gândiți-vă că proiectul de la ADI Ecoserv este un proiect de 110 milioane de euro, ăla de la Apă Canal este de 235 de milioane de euro, ăsta de la transporturi va fi probabil de peste 1 miliard de euro, cu ceea ce vrem să dezvoltăm și aeroport și drum transregio și alte proiecte va fi peste 1 miliard de euro.
Doar că astea sunt funcții neremunerate, dar important este să facem ceva, să realizăm ceva, pentru că dacă nu acum, nu știu când vor mai fi astfel de oportunități, pentru că fondurile europene, și aici am divagat puțin de la întrebarea dumneavoastră, pentru că fondurile europene pentru astfel de investiții, nu știu dacă din 2027 vor mai fi programe așa generoase cum sunt acum 2020-2027 pe exercițiul ăsta financiar. Și atunci trebuie să ne mișcăm, trebuie să ne mobilizăm, să accesăm fondurile europene din toate unghiurile, pentru că în condițiile actuale de criză, de inflație, singura șansă și singura soluție de ieșire a României din această situație delicată sunt fondurile europene, pentru că la fondurile europene e 83% din 83% bani de la Uniunea Europeană, 15% pune guvernul României și 2% pun autoritățile locale. Ei, ori în momentul în care statul vine doar cu 17% și cu 83% ei bani din fondurile europene la un proiect de 1 miliard de euro, să-ți intre 830 de miliarde de euro, înseamnă bani care conduc la dezvoltarea, bineînțeles, a regiunii, zonei, acolo unde se investește, dar poți să-ți menții și un mediu de afacere, să-l ții pe linia de plutire ca să ai de unde să apoi să recuperezi taxe și impozite, pentru că ăsta este mecanismul de funcționare. Și repet, nici statul nu poate fără agenții economici, dar vă garantez că nici agenții economici nu pot să supraviețuiască și să funcționeze fără un stat, fără un aparat al statului performant care să poată să absoarbă fondurile europene, pentru că dacă statul nu absoarbe fondurile europene, agenții economici nu pot să cheltuie. Dacă agenții economici nu vin să realizeze proiectele statului, ei la rândul lor nu pot să se dezvolte și nu pot fi plătite taxe și impozite. Adică asta mecanismul trebuie să fie eficient, deci în toate este componentele sale. Deci este mecanismul, pentru că de aceea s-au dezvoltat foarte bine și foarte sănătos multe din statele lumii, pentru că au înțeles că parteneriatul, deci între stat și privat, trebuie să fie un parteneriat corect, atât statul să-și achite obligațiile și să fie maleabil și să fie deschis la dialogul cu agenții economici și la rândul lor agenții economici să aibă un dialog corect cu statul, că până la urmă statul cine este? Suntem noi toți, și cei din mediul privat și cei din care lucrează în instituțiile publice. Și acum revenim la Transregio, sperăm ca la sfârșitul lunii august să fie depuse ofertele, deja sunt vreo 2 sau vreo 3 ofertanți pentru acest proiect. Transregio, Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș până la Chiciu, trecerea BAC, și acolo unde e posibil să ocolească localitățile și să fie la 4 benzi. Voi face o rocadă a întrebărilor pe care le aveam pregătite, pentru că v-am ascultat vorbind despre parteneriat public-privat și aș vrea să vă întreb despre faptul că domnul Dan Lilion Cogoncea nu mai este printre noi și ați avut un mesaj foarte cald pe pagina dumneavoastră în care ați vorbit despre domnul Cogoncea. Da, este un om, a fost un om, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească acolo, a fost un om care a deschis Galațiu, un temerar al proiectelor, al fondurilor un europene, al parteneriatelor, da. un promotor, pentru că și un diplomat desăvârșit, aș putea spune, pentru că tot timpul pleca cu echipa, o parte din echipa Consiliului Județean și alți agenți economici mergeau pe la ministere, au mers prin Franța când au făcut parteneriatul cu regiunea Aquitaine, cu Bordeaux, când a început să se construiască facultatea de medicină la Galați. Vreau să vă spun că în momentul în care au apărut primele proiecte cu finanțare europeană pe SAPART, a fost unul dintre Galațiu, a fost pionier în ceea ce înseamnă absorpția de fonduri europene pe SAPART, pe apă, pe canalizare. Adică omul ăsta, Dumnezeu să-l odihnească, trebuie păstrat, în afară de faptul că trebuie păstrat în mintea și în memoria noastră,
dar trebuie tot timpul dat exemplu și generațiilor care vin și celor care astăzi vor să facă ceva, un exemplu despre cum se poate. Și așa se poate, doar că înseamnă foarte multă muncă, Dumnezeu să-L odihnească. A plecat, aș zice eu, prea devreme, la vârsta de 59 de ani, totuși încă mai avea multe de spus. A fost colegul meu în Consiliul Județean, consilier județean, președintele ATOP-ului, un om foarte calm, un om care analiza, un om care nu-ți dădea răspunsul pe loc, care tot timpul spunea, haideți să ne gândim, și cred că ar trebui să-i urmăm exemplu, pentru că aș putea spune un om, o personalitate marcantă, dar un om erudit, pentru că era un adevărat om de cultură. Era un om de cultură, a iubit cultura și ați văzut, tot timpul am spus că fără cultură și fără sănătate nu avem viitor. Lucrul ăsta l-a făcut și el, a pus foarte mult accent pe cultură, a dezvoltat zona culturală a Consiliului Județean împreună cu regretatul artist Sergiu Dumitrescu, cu care au pus bazele centrului cultural și astăzi ne bucurăm de rodul muncii lor, pentru că Galațiul la ora actuală este unul dintre județele care la nivel național, dar și nu numai, participă la diverse manifestări culturale și ne reprezintă cu cinste artiștii de la Dunărea de Jos, de aici, și nu numai, pe muzee, pe artă. Da, asta a fost Dan Lilion Gogoncea, Dumnezeu să-l odihnească și să le dea putere celor rămași, celor doi copii și distinsei Doamne, să poată să treacă peste acest moment greu. Una dintre personalitățile Galațiului și, într-adevăr, Dumnezeu să-l odihnească pe domnul Gogoncea. Haideți să ne referim la parteneriatul cel nou cu Centrul Regional Antidrog pe care îl are Consiliul Județean Galați. Cât de important era și de ce trebuia să existe în acest moment? Trebuie să punem accent și pe prevenție. Pentru că, așa cum vorbim despre prevenție, că fumatul ucide, că alcoolul dăunează grav sănătății, drogurile dăunează și ele grav sănătății. Din păcate, și uitați-vă ce se întâmplă la marele concerte din țară și vedem ce ne transmit autoritățile, că din ce în ce mai mulți, sute de tineri care sunt depistați că au consumat aceste substanțe interzise. Mulți dintre tineri care se urcă la volan consumând substanțe interzise. Alarmant este că a scăzut consumul acestor substanțe interzise, droguri, și la persoane, la copii sub 18 ani. Este foarte, foarte grav. Și că din ce văd eu prezentându-se mass media, sunt din ce în ce mai mulți cei care sunt prinși la volan drogați decât cei care sunt prinși la volan băuți. Asta este un semnal de alarmă și atunci cei de la asociație, când au venit și mi-au cerut acest lucru, mai ales că e vorba și de dotarea cu aparate și aparatură care pot să depisteze sau pot să te ducă în zona aia să vezi ce înseamnă, care este starea unei persoane drogate, astfel încât să te ferești de a consuma această substanță interzisă. Am fost de acord din prima, pentru că, într-adevăr, trebuie să punem accent pe prevenție. Și cred că instituțiile statului ar trebui să se mobilizeze și să intervină mai mult, mai brutal, și să intervină mai des, pentru că, din păcate... E un flagel. Din păcate, da, este un flagel și a luat amploare. Așa e. Că ne place, că nu ne place să recunoaștem, din păcate, acest fenomen a luat amploare în România. Dacă acum 10 ani de zile doar vorbeam de
nu știu, auzeam că X sau Y ar fi avut acces la substanțe din astea interzise și le-ar fi consumat, astăzi vedem și ne prezintă autoritățile abilitate, ne prezintă cifre, situații, statistici de-a dreptul alarmante. A fost conferința municipală a Partidului Social Democrat, domnule președinte, și se pregătește și conferința județeană. Haideți să vedem niște noutăți care vin în această zonă. Păi, așa cum Partidul Social Democrat v-a obișnuit, același lucru a făcut și de această dată, responsabilitate. Într-adevăr, după o perioadă în care colegul și prietenul nostru, domnul Florin Popa, a gestionat și a avut frâiele organizației municipale Galați, o organizație care a crescut frumos, o organizație care a crescut tineri, pentru că dacă ne uităm acolo, vorbim despre Ionuț Puchianu, Marius Humelnicu, Pienache, despre ceilalți colegi tineri care s-au ridicat, au crescut frumos. Și astăzi au reușit și conduc destinele acestui municipiu și rezultatele se văd. Pentru că sunt vizibile, se văd cu ochiul liber, se văd rezultatele din punct de vedere al proiectelor, al investițiilor, dar se văd și rezultatele în ceea ce înseamnă rezultatele electorale. Iar rezultatele electorale nu pot să ai rezultate electorale decât doar dacă reușești să câștigi încrederea cetățenilor. Iar încrederea cetățenilor poate fi câștigată doar dacă le demonstrezi că ești serios, că știi ce ai de făcut și că le arăți și că pe viitor știi și ai proiecte de viitor. Și atunci s-a făcut această predare de ștafetă la organizația municipală Galați, o organizație destul de mare. Același lucru l-am făcut în tot județul Galați, pentru că sunt 65 de organizații locale. La fiecare organizație locală am avut alegere pentru a stabili conducerea organizațiilor locale, începând de la președinte, prin vicepreședinți, vicepreședinți, membri în biroul organizațiilor locale, pentru că noi, cu aceste organizații locale, așa cum sunt ele acolo, acum, cu aceste noi echipe, unele bânoite, altele au rămas conducerile, dar în echipă au venit și alte persoane. Cu aceste echipe vom intra în alegerile din 2024, iar după ce se fac alegerile și se finalizează probabil undeva pe 17 sau 18 august, vom finaliza alegerile în toate organizațiile locale din județul Galați. Așa cum este normal, trebuie să fie o organizație județeană și pe data de 26 august va fi conferința organizației județene, unde se va alege președintele organizației județene, prim-vicepreședintele organizației județene, vicepreședinții care vor constitui birou permanent al organizației județene și din birou, în afară de președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinți, din birou permanent mai fac parte președinta organizației de femei, pentru că vor fi alegeri pe 25 august și la organizația județeană de femei și la organizația județeană de tineret și cea de pensionari și la cei de la PES și Liga Aleșilor Locali, LALU, și atunci toți cei 5 vor face parte din biroul permanent al organizației județene. Deci, în principiu, așa cum stau lucrurile și cum este calendarul, undeva pe data de 26 august vom finaliza procedurile de alegeri și la organizațiile locale, și la organizația de femei, și de pensionari, și de tineret, bineînțeles și cea județeană, astfel încât să avem definită echipa care va lupta, care va merge în alegerile din 2024, urmând ca să ne desemnăm apoi, știu, începând cu 2023, să identificăm candidații pentru funcțiile de primar, de consilier local, de președinte și
Este necesar acest tip de exercițiu democratic în interiorul partidului? Păi este normal pentru că este democrație. Este democrație și este normal și firesc să fie așa. Pentru că democrația pleacă, trebuie să fiecare organizație, fiecare formațiune trebuie să plece cu democrația de jos, trebuie să ai alegeri în fiecare organizație pentru că apoi îți desemnezi conducători la nivel de județ, apoi la anul, probabil în primăvară, nu știu când va fi congresul PSD la nivel de România, unde vom alege conducerea și cei din conducerea partidului la nivel național, astfel încât să intrăm cu o echipă bine definită în 2024 și fiecare organizație județeană va ști și știe ce are de făcut. Pentru că nu poți să vii, adică trebuie să tatonezi, trebuie să identifici, pentru că e foarte greu, nu mai poți scoate, cum se întâmpla odată, să scoți din joben așa un candidat de primar cu o lună de zile înainte de alegeri și să spui ăsta este candidatul nostru și cu ăsta mergem la alegeri. Și culmea, ce să vezi, mai ai și norocul să câștigi. Nu se mai poate așa ceva. Trebuie să îți pregătești, trebuie să identifici, trebuie să identifici consilieri la nivel local care să beneficieze de credibilitate în rândul cetățenilor din comunitatea respectivă și tot așa mai departe. Am mai rămas doar o bucățică de vară și de vacanță și acum ne plouă în fiecare după amiază, se răzbună seceta, a venit august și iată că avem și o schimbare frumoasă de climă. Domnule președinte, să ne revedem cu bine la următoarea emisiune. Doamne ajută, să sperăm că ploaia va mai repara puțin din ceea ce se mai putea repara și să poată agricultorii să salveze și să poată să pregătească terenurile pentru culturile de toamnă și, bineînțeles, furaje pentru cei care fac zootehnie. Și vacanță frumoasă celor care de-abia acum ajung să se bucure de ea. Vizionare plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!